Bună ziua! Interviurile video PS News continuă astăzi, iar alături de mine este domnul Radu Preda, liderul grupului PSD din Senatul României. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! PSD a depus o moțiune de cenzură în sesiunea parlamentară extraordinară. Nu s-a întrunit vorumul, astfel că moțiunea nu a fost votată. Cum s-a ajuns la această situație? Da, o situație... PSD se baza pe o majoritate, chiar Marcel Ciolacu, liderul, președintele de partid, a spus-o. Însă nu s-a... Da, din calculele matematice, ca să zic așa, lucrurile stăteau păreau mult mai simple. Până la urmă am ajuns la momentul dezbaterii, al discuțiilor și al acelui forum de ședință pe care ar fi trebuit să le întrunim, unde s-a dovedit că, până la urmă, oastea cu care am plecat la război nu a fost chiar atât de hotărât în demersul de a da jos guvernul Orban, un demers la care părea să se ralieze toată lumea, pentru că vocile din Parlament, vocile critice la adresa executivului, veneau de pe toate părțile eșichierului politic și unde speram că demersul nostru se vor ralia în integralitate și partea de minorități naționale, unde speram că din partea grupurilor UDMR din Senat și din Camera Deputaților vom avea un număr consistent de voturi, s-a dovedit că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg și că totuși dorința celor care guvernează astăzi de a crea o majoritate este mai puternică decât dorința noastră a opoziției de a-i da jos. Din punctul ăsta de vedere, cred că până la urmă, în tot acest eșec al nostru, a existat și o parte pozitivă, și anume partea în care s-a văzut clar, explicit, că dacă Ludovic Orban și guvernul lui își doresc să aibă o majoritate în Parlament, o și iau. Adică, dincolo de dublu limbaj în care clamează că, vezi, Doamne, nu pot să ia măsurile pe care le așteaptă oamenii pentru că în Parlament nu ar primi ajutorul de care au nevoie, se dovedește astăzi că acest scenariu este totalmente fals și că au voturile necesare atunci când au nevoie de el. În ceea ce ne privește pe noi, am avut câteva sincope, câteva dezertări. Sincer, nu ne așteptam, pentru că deja după un an de opoziție și după o perioadă în care, slavă Domnului, am avut destul de multe încercări și bătălii politice, ne așteptam că cei care aveau un gând să plece sau aveau gânduri din astea de transferuri politice, o făcuseră deja. S-a dovedit că ne-am înșelat în așteptări și că am mai avut colegi care au schimbat politica de la stânga la dreapta, plecând la Partidul Național Liberal, unde au fost primiți, ce să vezi, surpriză mare, cu brațele deschise, cu promisiuni, înțelegem, de mandate, cu lucruri foarte palpabile și ușor de înțeles de o parte dintre ei. Totuși, la nivelul Senatului României, avem un grup solid, avem un grup care încă are jumătate plus unul din membrii Camerei Superioare, deci din punctul ăsta de vedere... Deci cumva PSD are majoritate la Senat. În Senat. La Cameră? La Cameră lucrurile sunt mai volatile, oamenii sunt cumva... Na, am văzut că piața transferurilor a fost mai efervescentă, ca să spun așa, de-a lungul timpului. Și forțele politice sunt mai volatile. Am văzut că transferurile de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga și de la partidele mai mici la cele mai mari nu încetează să se întâmple în fiecare zi, chiar acum cu nici 3 luni de zile înainte de alegerile parlamentare și câteva săptămâni înainte de alegerile locale. Cred că partea cea mai neplăcută pentru noi toți a fost acest dublu limbaj pe care l-a aruncat pe piața publică, în piața publică, Partidul Național Liberal, care până mai zilele trecute, prin liderii cei mai importanți ai partidului, fie că vorbim de președintele în exercițiu, care până la urmă putem să-l catalogăm ca fiind un lider al Partidului Național Liberal, Klaus Iohannis, fie că vorbim de liderul de la Palatul Victoria, Ludovic Orban, fie că vorbim de liderul europarlamentarilor populari, Rareș Bogdan, toți spuneau la unison același lucru. Dom'le, nu ne dorim să preluăm traseiști, nu ne dorim să facem politică cu oameni care sunt, au ca și filiațiune, ca și proveniență alte partide politice. Astăzi, când stăm de vorbă, 15% din candidații Partidului Național Liberal din cam pentru portofoliile locale sunt traseiști politici. În Parlament, majoritatea pe care o au
Sunt, cred că, unul din puținele grupuri politice care a intrat cu mult mai puțin parlamentari decât au astăzi. Și lucrurile astea, sincer, nu se pot tranșa și reglementa decât într-un singur vot, într-un singur fel, prin votul cetățenilor români care trebuie să spună dacă au încredere în politicile pe care le promovează guvernul Orban, dacă cred că au făcut treabă bună sau nu. Și că tot veni vorba despre liderii politici. Este un eșec faptul că nu s-a stabilit formula, moțiunea de cenzură a lui Marcel Ciolacu, președinte acum, da, prin atribuții ale PSD. Până la urmă, efortul de a genera o majoritate care să dea jos un guvern nu este în responsabilitatea unui singur om. Este un efort colectiv, este o muncă la care a participat toată lumea, inclusiv eu în calitate de lider de grup pot să spun că am avut discuții destul de aprofundate cu colegii parlamentari și din grupul PSD și din celelalte grupuri. Am avut alături de noi parlamentarii din grupului, din micul grup care a rămas în Senat în jurul lui Călin Popescu-Tăriceanu la ALDE. Am avut aproape de noi parlamentarii care au migrat către Victor Ponta. Am avut dialog și discuții cu toți parlamentarii din grupurile politice, chiar și cu liberalii, useriștii și PMP-știi care sprijină actul de guvernare. Și cred că dacă am fi participat la un proces democratic autentic, în care moțiunea se dezbată, să fie votată de către toți parlamentarii, cred că rezultatul ar fi fost în favoarea celor care voiau să dea jos guvernul. Pentru că au fost colegi parlamentari de la PNL și de la USR și de la PMP care au spus, dom'le, nu ne regăsim în deciziile guvernului, dar decizia politică este să nu venim la vot. Aduceți-vă aminte că pe o logică inversă, dacă Partidul Social Democrat în anii în care am guvernat noi nu ar fi asigurat vorumul de ședință la moțiunile de cenzură care s-au depus de către Partidul Național Liberal, de către USR și de către alianții lor din Parlament, probabil că niciuna dintre moțiunile de cenzură din această legislatură, până la momentul acela cu Viorica Dăncilă, nu s-ar fi dezbătut. Deci spuneți că PNL s-a temut de dezertări chiar sunt în sigur interiorul că s-a partidului, temut, de aceea nu da. S-a prezentat la da. Ședință? Da. Dacă PNL-ul, știți, responsabilitatea asta de a asigura cvorumul, știți, care au mutat-o ei în, cumva, dom'le, cei care vor de ajutor guvernul să-și asigure cvorumul. Când Partidul Național Liberal împreună cu aliații pe care i-au în Parlament au avut ei vorum singuri la moțiunile trecute? Niciodată, vă spun eu. Va fi depusă și o altă moțiune de cenzură? Care sunt ultimele discuții? În momentul acesta așteptăm decizia Curții Constituționale pe vechea moțiune nedezbătută, care până la urmă este suspendată undeva în aer, nu este nici votată, nici nevotată, nici trecută, nici picată. Deci PSD așteaptă... Așteptăm o decizie a Curții Constituționale. Suntem în momentul de față într-un proces electoral foarte efervescent, cu alegeri locale care urmează să aibă loc peste doar câteva săptămâni, cu un calendar deja pentru alegeri parlamentare quasi cunoscut, aprobat de către Guvernul României, care este destul de strâns, adică pe litera legii undeva în paralel cu alegerile, cu ultimele zvâgniri, ca să zic așa, ale birourilor electorale care fac partea de procedură politică pentru politică și administrativă pentru alegerile locale, ar trebui să dăm deja drumul la alegerile parlamentare. Deci, din punctul ăsta de vedere, toate lucrurile sunt foarte comprimate. Sunt convins că vor mai fi câteva bătălii de purtat în Parlament pentru a pune cumva pe masa guvernului niște lucruri pe care le așteaptă cetățenii de la noi, bineînțeles cu votul parlamentarilor, pentru că noi, socialdemocrații, neavând acea majoritate pe care speram să o coagulăm acum până la alegeri în jurul nostru, sperăm să obținem voturi de la celelalte grupuri de așa manieră încât lucrurile pe care ne dorim noi să se întâmple acum foarte repede pentru oameni să ajungă în portofelul cetățeanului, ca să ne exprim așa, o chestiune care să înțeleagă toată lumea și o să fac după aceea trimitere la ce anume mă refer. Moțiunea de cenzură, deci, dacă mai există o fereastră de oportunitate și dacă există voință politică la nivelul Parlamentului în a se da jos guvernul Orban, ea
este prevăzută în Constituție, este un deziderat pe care Parlamentul îl poate îndeplini dacă mai este necesar. Adică deja vorbim de luna septembrie și practic în decembrie o să avem alegeri. Este un termen foarte scurt, nu știu dacă lucrurile din se punctul mai... dumneavoastră de vedere nu e necesar. Vă spuneați, mai sunt doar 2-3 săptămâni până dacă ar fi o decizie pur personală a mea, cred că nu mai suntem într-un calendar în care să avem timp să dezbatem, să discutăm, să votăm, eventual să propunem premier, majoritate parlamentară și așa mai departe. Cred că în momentul de față încercarea noastră de a da jos guvernul, aceasta din sesiunea extraordinară, era, ar fi fost momentul în care lucrurile se mai puteau regla, așeza cumva puțin în favoarea cetățeanului român. Pentru că noi aveam niște așteptări pe care actualul executiv trebuia să le împlinească și anume așteptam la început de luna august să le dea copiilor banii pentru alocații, lucru care nu s-a întâmplat. Așteptam ca la început de luna septembrie să dea pensionarilor drepturile prevăzute în lege, așa cum au spus de la începutul anului că sunt ele regăsite în legea fundamentală, în legea bugetului de stat. Da? Ne-au asigurat de fiecare dată, aduceți-vă aminte că și Ludovic Orban și doamna ministru a muncii și ministrul de finanțe au spus același lucru. Se va respecta legea, banii există, sunt în buget. Totuși, când a venit vremea să respecte legea, nu s-a respectat. Și din punctul ăsta de vedere, credem noi că dacă reușeam să dăm jos guvernul și aveam chiar un guvern din ăsta de tranziție, un guvern de Uniune Națională, un guvern interimar, un guvern sprijinit, nesprijinit, puteam găsi resurse în buget pentru ca drepturile cetățenilor români stipulate în lege, mă refer aici la locații, la salariile profesorilor, mă refer aici la punctul de pensie, să se regăsească acolo unde spuneam mai devreme, în buzunarul cetățeanului. Deci am văzut că în Parlament PSD a votat, a reintrodus practic majorarea pensiilor cu 40% și creșterea salariilor profesorilor. Vă întreb, guvernul Orban spune că nu există fonduri pentru o astfel de majorare, mai ales că suntem în plină criză epidemiologică. Din punctul ăsta de vedere, miza noastră și provocarea noastră este ca la comisiile de buget din Parlament să găsim în actualul buget resurse bugetare care să poată fi dislocate de unde sunt ele astăzi alocate și să se ducă în această zonă. Am încredere că specialiștii Partidului Social Democrat, am încredere că colegii care lucrează în momentul de față pe rectificarea bugetară, pe proiectul de lege, vor depune amendamentele necesare de așa manieră încât, la votul plenului, să se vadă că există bani, să se știe de unde vin ei și să se știe foarte clar unde trebuie să se ducă. Nu vreau să uităm un element extrem de important și anume faptul că în acest an deficitul bugetar făcut de guvernul PNL, împrumuturile făcute de ministrul Câțu sunt undeva în aproape de 10%. Banii respectivi încă nu știm pe ce s-au dus pentru că există un necesar de finanțare care nu este acoperit niciunde. Începe școala, nu avem tablete, nu avem măști, nu suntem pregătiți, deși se știe foarte clar de foarte multă vreme că pe 14 septembrie urmează să înceapă anul școlar. Deși am avut legea aprobată de Parlamentul României care stipula subiect și predicat că cetățenilor vulnerabili, categoriilor sărace ale populației care nu își permit să-și cumpere măști, li se va distribui în mod gratuit acest element de protecție din partea Guvernului României, nici până astăzi nu au ajuns la cetățeni chestiunea asta. Dar apropo de școală, că tot începem, cum ați spus, pe 14 septembrie, sunt diferite scenarii. Acum știm că începem pe 14 septembrie și știm de ieri. E bine că începem școala pe 14 septembrie. Este, până la urmă, o veste excepțională că știm acum cu o săptămână și ceva înainte că urmează să înceapă. Acum 4 zile știam că nu ar începe și că urmează undeva la întâi ale lunii următoare. Din e punctul, nepregătit guvernul Orban? Cu siguranță este totalmente depășit de situație. Singurul lucru pe care îl avem oarecum palpabil este acea poveste a semaforului în care vezi, doamne, copiii care au neșansa să locuiască în niște comunități unde pandemia încă este la nivel ridicat,
ar trebui să stea acasă să studieze online. Ușor de zis și greu de făcut, pentru că dincolo de marile orașe unde, să zicem, ai acces la internet, unde ai familii care au smartphone, poate în cazuri fericite au și un laptop sau o tabletă sau un desktop, ai foarte multe comunități, foarte mulți copii din mediul rural care nu au nici telefon inteligent, care, și mai dramatic, nu au nici acces la internet, unde nici profesorul nu are aceste facilități minimale pentru a putea ține cursul la distanță și unde foarte clar transforme acei copii, îi duci într-o zonă analfabetismului, într-o zonă care chiar nu se pot educa. Pentru că, vedeți dumneavoastră, vă spun acum din prisma unei experiențe de părinte care are un copil foarte mic, foarte mic, însemnând 8 ani de zile. Cred că acum, când va merge la școală, copilul practic trebuie să reia și să refacă tot ce a făcut online. Deci te uiți pe cum scrie copilul, practic, care ar fi trebuit să fie îndrumat să pună mâna pe creion și pe pix și pe stilou și realizez că noțiunile alea de bază, elementare, pe care le-am preluat noi de la învățătorii noștri din școală, lor le lipsesc. Adică sunt niște deprinderi pe care efectiv nu au avut unde să le prindă din fața calculatorului. Vă veți duce copilul la școală? Da. Da, septembrie. Eu sunt... Nu vă temeți de eventuale? Mi-este foarte teamă. Mi-este foarte teamă. Am cumva șansa și neșansa că în proximitatea noastră nu avem bunici care să ne ajute în demersul de a avea grijă de copil. Suntem oameni tineri care ne ocupăm singuri de copil și trăim aceeași dramă pe care o trăiesc foarte mulți oameni care trebuie să muncească. Dar care ar fi soluția Partidului Social Democrat pentru acest an școlar? Soluția Partidului Social Democrat pentru acest an școlar, am și pus-o cumva pe masa autorităților locale, este o implicare și o dislocare de fonduri publice, pentru că toate lucrurile despre care discutăm noi se pot rezolva într-un singur fel, dacă sunt bani. Faptul că de la nivelul guvernului s-a pus foarte multă presiune pe primăriile, pe administrațiile locale, care au trebuit, aduceți-o aminte, să carantineze, să izoleze, să plătească cazări, să dea în comunitățile mai răsărite, ca să spun așa, să direcționeze resurse suplimentare către spitale, să cumpere, să facă achiziții, să dezinfecteze, să pună pe domeniul public, să ia măsurile de așa manieră încât oamenii să nu se poată contamina. S-au cheltuit foarte mulți bani. Promisiunea din partea guvernului a fost că, domne, se vor crea resursele la nivelul aparatului bugetului de stat încât să se direcționeze bani către comunitățile locale. Atunci când banii au venit într-o măsură insuficientă, nici măcar jumătate practic din ce s-a cheltuit nu a ajuns acolo. În paralel cu chestiunea asta, oamenii au trecut printr-o perioadă în care efectiv nu au avut bani pentru nevoile curente. Nu s-a mai pus problema să-ți plătești impozitele, nu s-a mai pus problema să-ți plătești taxele locale sau chestiuni de genul ăsta. Acum soluția ar fi fost, din punctul meu de vedere și din punctul nostru de vedere al celor de la PSD, la îndemâna guvernului. Achiziții centralizate, direcționate, care să ducă resursele, măștile, dezinfectanții, tabletele, chestiunile astea direct la autoritățile locale. Adică nu mai am avut stare de urgență, avem stare de alertă. Avem un cadru legislativ care permite guvernului să facă lucruri pe care în mod normal nu le-ar fi făcut. Ce s-a întâmplat? A scos la iveală dumneavoastră presa o serie de abuzuri, o serie de achiziții pe care le putem numi controversate. Am văzut tot felul de răsturnări spectaculoase de situații în cazul unor achiziții de măști, de exemplu, pentru că vorbim acum de o chestiune din asta elementară de protecție, care erau ca și sigur venite, făcute, ajungeau foarte rapid și care nu au mai ajuns. Aduceți-vă aminte că a încercat guvernul să pornească niște linii de producție la nivelul Romarmului pentru măști care să protejeze populația. Spuneți-mi și mie dacă astăzi există o mască vândută de Romarm, există măști care să fie puse la dispoziția oamenilor. Deci din punctul ăsta de vedere, cumva efortul pică într-o mare măsură pe cei tineri, pe părinți care își vor duce părinții copiii la școală, pică pe cadrele didactice pe care noi încercăm în momentul de față să le ajutăm printr-un proiect legislativ depus deja în Parlament, în care dascălilor le pune la dispoziție o sumă de bani nu foarte mare, prin care efectiv să se poată proteja și să-și poată proteja familia. Ai nevoie de niște măsuri suplimentare de precauție. Gândiți-vă că stai în casa, ai părinți, știm toți foarte bine cum este familia românească, familia tradițională, ca să spun așa, că
cât ești plecat până la 12, să zice copilul la grădiniță, să zice bunicul ia de la grădiniță, face acolo niște chestiuni din astea, îl ajută la teme sau și mai mare fiind, sau în cazul celor care trăiesc în orașele mari, departe de bunici și de familii, îl duci la after school, acum nu mai ai opțiunea să-l duci la after school, șeful te cheamă la muncă pentru că nu toată lumea poate să disponibilizeze sau să dea angajaților acea muncă la distanță. Sunt slujbe care îți permit să lucrezi la distanță și slavă Domnului. Bun, nu mai vorbim despre faptul că rata șomajului în continuare este foarte ridicată. Dincolo de asta, dincolo de faptul că... Mulți au rămas fără joburi, că asta e realitatea. Foarte aproape de dumneavoastră, că sunteți într-o zonă destul de aglomerată a Bucureștiului, lucrau corporatiștii, lucrau foarte mulți tineri, la fel ca noi, pe care acum câteva luni îi vedeai pe stradă, îi vedeai la metrou, îi vedeai peste tot. Și astăzi îi regăsești în statisticile oficiului de șomaj. Deci, din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, peste drama pandemiei s-a suprapus o dramă economică, până la urmă, pe care o trăiește orice agent economic, oricât de mic și oricât de mare. Gândiți-vă că avem restaurantele deschise de câteva zile. Gândiți-vă că măsurile astea de prevenție, pe care le respectăm cu toții, au bulversat și au schimbat în totalitate orice plan de afaceri pe care l-ai fi putut avea. Gândiți-vă că urmează să se termine și cu acele înlesniri pe care le-am dat noi. Gândiți-vă că noi am spus așa că ratele bancare nu se mai plătesc până la sfârșitul anului și sunt foarte mulți români, sute de mii de români care au apelat la această metodă de protecție. Gândiți-vă că taxele către ANAF a fost o perioadă în care au fost amânate, suspendate, dar urmează o perioadă în care banii aia care nu i-ai plătit trebuie să-i plătești. Și dacă guvernul, că totdeauna ne întoarcem la guvern, dacă guvernul nu caută niște soluții de așa manieră încât să le dea posibilitatea oamenilor să plătească, dar nu tot odată. Că, domne, mi-ai mai lăsat să respir cât de cât, mai dăm, nu știu, anul viitor, lasă-mă ca timp de 12 luni, în fiecare lună, să-ți dau o parte din datoria pe care o am la tine, plus ceea ce trebuie să fac acum. Nu vedem nicio măsură din asta de la nivelul guvernului care să te ajute dincolo de povești. O să dăm 2000 de euro companiilor care nu au angajați. O să dăm niște granturi, o să facem, o să dregem. Suntem într-o perioadă în care acest o să trebuia să fie depășit. Dar totuși suntem în campanie electorală, mai puțin și mergem la vot. Am văzut diverse opinii, acum chiar cu 2-3 săptămâni înainte de alegeri, cum că votul ar fi trebuit totuși amânat și nu pe... Să știți că votul a fost amânat, doar tot. Din punctul ăsta de vedere, în primă instanță, atunci când efectiv nu prea aveam foarte multe cunoștințe despre nenorocirea cu care ne confruntăm, lumea de bună credință a zis, domnule, stați așa, nu este o chestiune care să se poată întâmpla acum. PSD și-ar dori acum amânarea votului? Nu cred că își mai dorește nimeni acum amânarea votului. Suntem oameni politici și suntem în campanie electorală, discutăm cu cetățenii. Dosarele sunt depuse, din punctul meu de vedere, ar fi acum o suspendare din asta care ar bulversa și mai mult lumea. Există o dezbatere la nivel public, până la urmă, la nivel politic, în legătură cu legitimitatea unuia sau altuia dintre noi. Și cred că în momentul de față, mai mult ca oricând, omul politic are nevoie de legitimitatea pe care îți dă votul popular. Lucrul ăsta se întâmplă la nivelul administrațiilor locale, lucrul ăsta cu siguranță ar trebui să se întâmple și la nivelul administrației centrale, la nivelul Parlamentului, pentru că astăzi când stăm de vorbă, există efectiv o guvernare furată, chiar dacă cu ghilimele de rigoare, o guvernare pe care o exercită astăzi un partid care în alegeri a câștigat doar 20% din voturile electoratului. Deci din punctul ăsta de vedere, decizia în legătură cu modul în care se va gestiona viața noastră a tuturor, modul în care se va gestiona România, trebuie să o ia cetățeanul român. Acum că se laudă unii dintre noi sau alții că au câștigat alegerile de europarlamentare, ok, să gestioneze lucrurile la Bruxelles. Se laudă unii dintre noi că au câștigat alegerile prezidențiale. E în regulă, avem un președinte, dar totuși proiectele politice, programele, dezvoltarea, partea guvernamentală se fac prin votul popular de la nivelul alegerilor parlamentare. Gândiți-vă că totuși astăzi când stăm de vorbă, guvernul Orban nu cred că are măcar un proiect pe care să-l fi derulat el, guvern Orban. Adică vorbim de infrastructură, este vorbim de inaugură. Este Invest, care, un program cu care se tot laudă guvernul Orban, nu? Păi,
Din punctul ăsta de vedere, tot ce înseamnă în partea asta de IMM Invest este... se poate urmări, ca să zic așa, de unde vine și unde se duce acest proiect. Și pentru că ați amintit de el, vă spun așa, o chestiune pe care poate o știți, poate nu o știți, dar cu siguranță o bună parte din privitorii noștri nu o cunosc. Peste 1 miliard 300 de lei bani care ar trebui să fie decontați, plăți făcute către IMM Invest, sunt blocate de către guvernul Orban. Sunt bani pe care i-a angajat guvernul României, până la urmă, indiferent de cum se numea el la momentul respectiv, și în speță guvernele PSD au angajat și au dat drumul la chestiunile astea. Ceea ce a încercat guvernul să facă în perioada asta a fost să dea accesul la creditele garantate, care vă aduceți aminte cum a început. Cu o lună și ceva de pauză în care softul nu a funcționat, cu foarte multe companii refuzate de către bănci, cu toate diligențele făcute, ca să zic așa, toți banii cheltuiți, pentru că încercarea de a accesa un asemenea credit nu a fost gratuită. Chiar a fost costisitoare. Trebuia tot felul de documente, birocrație din asta românească incredibilă, care ar fi trebuit să nu mai existe în contextul unei pandemii COVID, în contextul unei perioade în care am stat cu toții claustrați, am stat toată țara închisă în casă, ca să zic așa, o perioadă. Totuși lucrurile s-au făcut în sistemul clasic. Aveți nevoie de o cerere, aveți nevoie de o hârtie care vă eliberează Camera de Comerț sau Ministerul Economiei, aveți nevoie de aia, de aia, de aia, de aia. Când ți le-ai adunat pe toate și te-ai dus la bancă, nu sunteți eligibili, nu vă încadrați în condițiile. Vorbeați adineori de legitimitate și aveți dreptate că un primar, așa ar trebui, să fie ales de cetățeni. Cu un număr de voturi considerabile, nu? Credeți că prezența la vot de această dată, având în vedere că este și pandemie și mulți poate sunt în vârstă și sunt ținuți acasă de cei mai tineri, va acorda totuși o legitimitate primarului? Cu siguranță prezența la vot nu va fi extraordinar de mare. În mod normal, alegerile locale din experiența trecutului, ca să spun așa, s-au vădit întotdeauna ca fiind alegerile care generează cel mai mare interes la nivelul alegătorilor. Pentru că, până la urmă, viața ta depinde de școala pe care o ai, de grădinița pe la care merge copilul tău, de spitalul din comunitate și așa mai departe. Astăzi, dacă ne uităm strict pe datele sociologice, mai puțin din jumătate a populației pare să-și dorească să meargă la vot. Legitimitatea, până la urmă, într-o măsură mai mică sau mai mare, tot votul o dă. Și nu poți exercita acest vot decât dacă îți dorești. Într-adevăr, sunt momente în care el vine la pachet cu niște provocări, cum este acesta. Dar am avut și momente destul de multe în care nu existau niciun fel de provocări și oamenii au venit sau nu au venit. Din punctul ăsta de vedere, decizia pe care o ia majoritatea celor care se prezintă la vot, din punctul meu de vedere, este decizia tuturor. Când s-au terminat alegerile, s-a tras linie, ți-ai ales un primar, chiar dacă l-ai votat, chiar dacă nu l-ai votat, el te reprezintă și pe tine. Adică, până la urmă, nevoile tale trebuie să se rezolve prin intermediul unei administrații care poate nu te-ar reprezenta din punct de vedere politic. Dar din punct de vedere administrativ, în momentul în care ești ales primar, în momentul în care ești ales consilier local, ar trebui să fie alesul tuturor cetățenilor. Mai avem doar 3 minute și n-aș vrea să o las nediscutat. Ultimul sondaj jos, acolo unde am văzut că PSD pierde aproape 3%. Practic este cel mai slab scor, da, din ce văd eu, din ultimele opinii. Datele pe care le... Cel mai recent sondaj. Eu vă spun așa, că cel mai elocvent sondaj și cel mai corect sondaj va fi cel de pe 27 septembrie. Dacă ne deci uităm nu la... credeți în... Nu, cred că cercetările sociologice au importanța lor, dar cred că cea mai mare relevanță sociologică o are rezultatul votului. De-a lungul timpului, partidul nostru a mai trecut prin momente în care, înainte de alegeri, a creditat cu niște scoruri incredibile. Și totuși la urnă nu am performat la nivelul sondajelor de opinie. Am încredere că oamenii vor discerne, am încredere că oamenii vor lua deciziile care sunt cele mai bune pentru ei și pentru comunitățile lor, pentru că vorbim de alegeri locale. Și mai cred un lucru pe care îl spun aici cu subiect și predicat. Cred că Partidul Social Democrat, după aceste alegeri locale, va rămâne partidul care va avea cei mai mulți primari din România. Da, este un angajament, rămâne
înregistrat pe bandă, termenul este foarte scurt și până la urmă o să vedem ce se întâmplă. Vă spun că în Craiova și în Dolj, planurile noastre sunt să ne facem majoritate singuri. Adică din punctul ăsta de vedere sunt și organizații curajoase care se bazează pe o muncă susținută și pe niște oameni foarte bine cunoscuți și legitimați de comunitățile respective. Și cred că povestea de succes de la Dolj și de la Craiova se extrapolează și în alte zone ale țării. Din punctul ăsta de vedere, cred că oamenii noi în politică vor avea o surpriză. Și o să constate că nu tot ceea ce crezi tu despre tine este adevărat și că nu toate lucrurile pe care le crezi tu că sunt bune pentru ceilalți și ceilalți cred că sunt bune pentru ei. Din păcate, timpul nu ne mai permite să dezbatem acest subiect. Vă invit la un nou interviu. Cu siguranță vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc.